Mulți oameni își doresc să obțină ceva, dar li se pare că au prea mulți pași de făcut pentru a ajunge acolo. Renunță. Sau sunt alții care nici măcar nu știu încotro să o ia. Dacă și ție ți se întâmplă asta, te anunță, de fapt, pentru atingerea oricărui obiectiv sau chiar pentru a-ți găsi unul, ai de făcut un singur lucru. Pasul pe care îl faci acum. Dacă te concentrezi pe ce faci acum, ieși din anxietatea dată de gânditul prea mult la pașii următori, pe care oricum nu ai cum să-i faci până nu îl faci pe cel prezent. Nu te întreba care este pasul următor, ci mai degrabă care este pasul pe care trebuie să-l fac acum să mă apropii mai mult de atingerea obiectivului meu sau de a găsi măcar un obiectiv. În realitate, asta te sperie cel mai mult. Orice te sperie cel mai tare legat de ceea ce ai de făcut, fie că e vorba de o conversație pe care trebuie să o ai cu cineva sau chiar cu tine însuți, fie că e ceva ce ai nevoie să faci care te face să îngheți numai când te gândești la acel subiect, orice este pentru tine acel ceva care te sperie cel mai mult, acel ceva reprezintă de fapt pasul pe care îl ai de făcut acum. Durerea este ușa către calea pe care ar trebui să o urmezi. Frica ta îți ghidează compasul în direcția în care trebuie să o apuci. Abia după ce faci acest pas, îți va apărea următorul pas pe care l-ai de făcut. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.